Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulin. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine m-a regăsit! O să te întreb și eu ce probabil se întreabă multă lume în cazul procurorului șef al DNA Suceava. Accident, tentativă de sinucidere? Accident casnic, nu? Așa înțeles că s-ar vehicula o variantă. Asta e o glumă proastă, după părerea mea. Accident casnic. Păi dacă... ar fi așa, dacă atât de periculos este să stai în casă, să faci treabă în bucătărie, păi înseamnă că la Spitalul Județean Suceava ar fi plin de femei tăiate la burtă. Dar n-am auzit de mult o gospodină să ajungă la spital tăiată la burtă pentru că s-a accidentat în bucătărie cu cuțitul de curăța cartofi. Deci, repet, e o glumă proastă asta cu accidentul casnic. Este un lucru extraordinar de grav ceea ce s-a întâmplat. Și la fel de grav este faptul că de vineri seară și până astăzi organele de anchetă, așa cum sunt ele poreclite de presă, organele de anchetă n-au reușit să-i dea de cap. A venit astăzi un comunicat de la parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava în care spunea că se fac cercetări. Da, se fac cercetări. Dar în 48 de ore să nu descoperi ce s-a întâmplat în cazul unui procuror șef la DNA, mi se pare cam mult. Evident că este o situație neplăcută pentru organele de anchetă, o întâmplare nefericită care are repercusiuni și la nivel central, pentru că nu este un procuror oarecare, este șeful DNA Suceava. Această întâmplare nefericită mi-aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat într-o perioadă în care controlul politic era foarte prezent în spațiul public și într-o vreme în care PSD-ul controla ceea ce înseamnă organe de anchetă și servicii. La fel se întâmplă și acum, numai că pe PSD îl cheamă Traian Băsescu și echipa lui. Deci diferența între regimul autoritar al lui Adrian Stase și regimul autoritar al lui Traian Băsescu este foarte mică, poate cu un avans pentru Traian Băsescu. În anul 2002 s-a sinucis cu un procuror care a fost trimis la Oradea ca să ancheteze un alt procuror, este vorba despre procurorul Cristian Panait, care la numai 29 de ani s-a sinucis. Cristian Panait a fost trimis de la București să-l ancheteze pe Alexandru Lele, un procuror care și-a permis să îl aresteze pe un individ care era suspectat că face trafic cu carburanți, dar nu cu canistra, cu cisternele. Trafic de miliarde, milioane de dolari. Individul respectiv era băiatul prefectului de Bihor, Tarău, îi spunea, și Cristian Panait trimis acolo să îi găsească nereguli procurorului Lele, care și-a primit să-l aresteze pe băiatul prefectului Tarău. A constatat că procurorul Lele n-a făcut nimic în neregulă. După aia băiatul lui Tarău a fugit în Statele Unite ale Americii. Mi-aduc aminte că atunci a ieșit primul ministru de la vremea respectivă, Adrian Stase, și a declarat că nu cred în arestările făcute vineri seara. Băiatul lui Tarău fusese arestat vineri seara. La puțin timp după aceea s-a sinucis procurorul Cristian Panait. Evident, nu s-a mai aflat absolut nimic. Mortul vinovat avea o cădere psihică. Da. Ori, în județul Suceava, eu cred că este vorba despre o presiune imensă care a fost pusă pe domnul Sordu. Îmi dau și eu părere acum și fac niște paralele. Dar un cetățean, un om care are doar 42 de ani, care nu avea probleme în familie, care avea o funcție, care are o funcție foarte importantă, și un om care deține o funcție unde sunt convins că există niște cum se numește asta când îți face analiză psihică, psihologică, controle, când este controlat periodic, nu poți să fii dus de acasă și să deții o asemenea funcție, mi este greu să cred că un om ca domnul Sordu nu a clacat din cauza unei presiuni foarte puternice puse asupra sa. Județul Suceava, nu trebuie să uităm că este un județ în care se face trafic cu țigări de contrabandă la greu, milioane de euro intră în România în traficul de țigări, cred că pe zi intră milioane de euro. În județul Suceava se învârt foarte mulți bani și nu de ieri de azi, ci de mult timp. În județul Suceava industria a fost furată bucată cu bucată, întreprinderile și fabricile au fost furate bucată cu bucată, s-a făcut, se face trafic la greu cu lemn, deci este un județ
problemă în care circulă foarte mulți bani negri și nimeni nu a pățit nimic, în afară de doi găinari și trei hoți de cocoși și patru băieți care dădeau în cap la fete la liceu și le furau telefoanele mobile, nu s-a întâmplat nimic în județul Suceava. Din informațiile mele sunt foarte multe dosare grele în lucru la DNA, dar cu nicio finalitate până acum. Și pe semne că pe umerii domnului Surdu au fost puse presiuni foarte mari din partea unor indivizi care au putere la acest moment. Asta, bineînțeles, este o speculație. Dar nu poți să-ți explici cum un om la 42 de ani recurge la asemenea lucru, pentru că refuz să cred că a fost vorba despre un accident. Cred, după părerea mea, că a fost o tentativă de sinucidere ca urmare a unor presiuni făcute asupra domnului Surdu. Și este posibil ca niciodată să nu aflăm adevărul. Acum, îmi pare rău pentru domnul Surdu, probabil că domnia sa nu va mai avea carieră pe partea asta. Cred că nu va mai putea deține funcția de șef al DNA-ului pentru ceea ce s-a întâmplat, dar măcar să îi se găsească, cred că îi se va găsi un loc în altă parte, depinde ce este domnia sa dispus să spună și ce nu. Dar oricum, este un caz foarte grav, ca în statele de tip mafiot se întâmplă. Numai în statele de tip mafiot se întâmplă așa ceva. Un alt subiect, am văzut, s-a schimbat conducerea PSD, noul președinte este Cătălin Nechifor. Da, deputatul Cătălin Nechifor este un om cu experiență, a fost europarlamentar, este deputat, a lucrat la Consiliul Județean, este în PSD de multă vreme. Eu, sincer, nu mă așteptam să câștige Cătălin Nechifor, pentru că știam dinainte că domnul Nechifor se va bate singur, aproape de unul singur, cu o echipă formată din următorii domni. Cu senatorul Gabriel Mârza, cu deputatul Eugen Bejinariu, care a fost contracandidat, cu Victor Ponta, Adrian Năstase și Liviu Dragnea. Deci cei trei domni de la București n-au venit degeaba aici, au venit clar ca să-l sprijine pe Eugen Bejinariu și eu am crezut, eram ferm convins că domnul Nechifor nu va câștiga șefia PSD la Suceava. Iată că nu s-a întâmplat așa, ceea ce înseamnă că acum în PSD, cel puțin în cazul județului Suceava, nu mai cântă Bucureștiul, deci provincia nu mai joacă după cum îi se cântă de la București, oamenii au fost lăsați să aleagă liber. E un salt pentru Partidul Social Democrat, mi-aduc aminte că în anul 2004 atunci s-au făcut niște alegeri în interiorul partidului, o mascaradă de alegeri. Din dorința de a se credibiliza în fața electoratului, Partidul Social Democrat a organizat alegeri interne pentru construirea listelor pentru alegerile parlamentare care urmau să aibă loc la sfârșitul anului 2004. Atunci membrii PSD din toate județele țării au fost invitați să voteze oamenii, să aleagă listele, componența listelor și ordinea pe liste. Știu că la Suceava și în toată țara a fost o mascaradă. Pe primul loc la Senat a ieșit Toarșu Octav Cozmâncă și la Camera Deputaților nu mai știu exact cine a fost. Da, nu este important. Oricum, alegerile au fost măsluite. Acum alegerile au fost pe bune și este, din punctul ăsta de vedere, este un câștig pentru Partidul Social Democrat. Acum lui Cătălin Nechifor îi revine sarcina să coaguleze liderii partidului, să-i aducă în jurul său și să nu creeze falii între el și ceilalți. Se știe că între domnul Nechifor și domnul Mârza există o ruptură. Acum bănuiesc că a intervenit o ruptură între Cătălin Nechifor și Eugen Bejinariu. Mai sunt alți oameni care au fost de partea domnului Bejinariu și nu sunt mulțumiți că a ieșit domnul Nechifor, dar domnul Nechifor trebuie să facă în așa fel încât să facă din PSD o singură echipă dacă vrea performanță. Și în special trebuie să atragă de partea sa pe parlamentar și în Suceava sunt patru parlamentari. E el, e domnul Bejinariu, e domnul Mârza și e domnul Stanela Fălticeni. Că nu poți să încerci să redevii numărul 1 dacă ești o singură voce în partid. Parlamentarii trebuie să țină pe lângă el, să facă ceva astfel încât să îngroape securea războiului, da, și așa mai departe. Restul se știe din cărți. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!